Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Pe 3 octombrie, Mercur trece în Zodea Scorpionului, Pluto intră din nou în mișcare directă, iar pe 4 octombrie, Marte trece în Zodea Balanței, unde se va confrunta cu Chiron. Evenimentele săptămânii sunt departe de a fi cele mai benefice, dar este mai bine să privim partea plină a paharului. În prima jumătate a acestei săptămâni, fantezia va crește semnificativ. În acest moment va fi mai ușor să descoperi abilități poetice sau muzicale. Norocul îți poate zâmbi dacă ai o profesie creativă, de exemplu, artist, scriitor, compozitor. În această perioadă poate apărea o tendință de a-ți folosi puterea sau influența. Încearcă să eviți acest comportament. Este puțin probabil ca metodele coercitive să fie eficiente. Dacă încearcă cineva să exercite presiune asupra ta, nu intra în confruntare. Acum este mai bine să pășești cu atenție și să stai deoparte. Poți pierde o luptă, dar poți câștiga bătălia. Fii mai înțeleaptă, folosește-ți imaginația. A doua jumătate a săptămânii te va predispune pentru o comunicare inteligentă. Sunt probabile noi relații de prietenie, inclusiv cu oameni influenți. Invitațiile de la prieteni sau cunoscuți în excursii mici nu sunt excluse. Acum hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. BERBEC Săptămâna aceasta ar trebui să închei tot ce nu a fost finalizat. Sezonul este potrivit pentru probleme și decizii importante. Nu-ți pierde credința în tine și vei reuși. Ar trebui să profiți de legăturile vechi. Datorită acestui fapt, multe probleme pot fi rezolvate foarte repede. În această săptămână nu ar trebui să cauți un compromis în relația cu o anumită persoană autoritară. Probabil cea mai bună strategie de acțiune este ignorarea acestui tip de contact. În afacerele profesionale este prevăzută o pauză bruscă. Cel mai probabil nu va fi posibilă finalizarea nici unui proiect complex sau obținerea aprobării inițiativelor care au fost adresate unui manager superior. Cu toate acestea, poți începe un proiect major în locuință, te poți implica în lupta împotriva unui obicei prost și, de asemenea, poți solicita sprijin din partea celor care sunt înzestrați cu autoritate publică. Nu uita de antrenamentele fizice obișnuite. Este posibil să poți ajunge la concluzia logică de finalizare a unui anumit proiect sau auzi laudă pentru o anumită inițiativă din partea șefului. Acasă poți continua în siguranță la punerea în aplicare a vechilor planuri, chiar și cele mai ambițioase. Nu-ți fie teamă să accepti ajutorul celor care se laudă cu o bună reputație în cercurile superioare. Se pot intensifica controversele într-o afacere sau uniune de dragoste. Poate că partenerul tău nu va lua în calcul opinia ta, ceea ce va duce inevitabil la confruntare. Acest lucru se va pronunța în special într-un parteneriat de afaceri unde orice acțiuni necoordonate pot duce la pierderi financiare. În viața conjugală pot apărea dispute datorită selectării obiectivelor cu prioritate maximă în familia. Între timp, în această perioadă, va fi posibilă îmbunătățirea situației financiare. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur poți confrunta cu dificultăți monetare. Dacă nu ai avut grijă de acumulări, să faci o mică rezervă, poți avea greutăți. Există însă părți bune în acest sens. De exemplu, o dietă în timpul săptămânii va avea un efect benefic asupra bunăstării tale. Și cel mai important, nu uita că orice dificultate este temporară, inclusiv pentru tine. Nu ar trebui să faci comparații între tine și o altă persoană în această săptămână. Este deosebit de rău dacă altcineva a obținut mult mai puțin și vei începe să-i subliniezi punctele slabe. Acum este mai corect să te concentrezi pe problemele profesionale și de familie. Există șansa de a finaliza o lucrare consumatoare de timp, de a face pace cu rudele mai în vârstă, de a găsi o abordare nouă a unui șef sau de a obține sprijin de la un coleg autoritar. Nu este recomandat să schimbi radical garderoba și să soliciți ajutorul chirurgiei plastice. Săptămâna aceasta, sănătatea și cariera pot fi subiectele cele mai problematice. Poate că o sarcină grea la locul de muncă va cădea asupra ta, ce ce va duce la supraîncărcare și la pierderea forței. Acesta este un moment al imunității slăbite. Există riscul de a prinde o boală infecțioasă sau virală. Se recomandă să acorzi o atenție specială alimentației adecvate, să adaugi mai multe fructe și legume în dieta. Între timp, săptămâna este favorabilă pentru relații Conjugale. Poți discuta calm și constructiv dezacordurile cu partenerul tău, și puteți ajunge la o decizie comună. În weekend, poți invita oaspeți sau poți să te întâlnești cu prietenii. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemen! Fie că dorești sau nu, trebuie să stăpânești elementele de bază ale psihologiei și o vei face în practică, într-un cerc de colegi, în comunicarea cu rudele, prietenii și chiar cu oamenii din jur. Drept urmare, te voi uita mult diferit la toți ceilalți. Vei realiza ușor că orice ceartă sau conflict poate fi rezolvat pentru satisfacție reciprocă. Poți avea o dispută în această săptămână cu unul dintre membrii mai în vârstă ai familiei. Cel mai probabil, un acord pe această problemă va rămâne neatins. Nu căuta intermediar care să rezolve aceasta sau alte probleme. Merite să ceri sfaturi intuiției tale. Intuiția te va ajuta să găsești o nouă sursă de venit sau să înțelegi cu cine dorești exact să construiești o relație de dragoste. Nu este recomandat să planifici o mutare, să schimbi locul de muncă, să te apropii de cineva pe rețelele de socializare, să dezvălui planurile imediate în dialoguri cu colegii sau să mergi pe un traseu necunoscut. Dacă treci printr-o perioadă de îndrăgostire, săptămâna aceasta va fi foarte agitată. Dorința unui stil de comportament liber și independent se poate intensifica, ceea ce va duce la creșterea tensiunii în relațiile cu persoana iubită. De exemplu, poți merge undeva singur ignorând dorințele celelalte jumătăți. Încearcă să fii conștiente de consecințele pe care le poate duce un astfel de comportament. Dacă o persoană iubită îți este cu adevărat dragă, ar trebui să găsești o soluție de compromis. Săptămâna aceasta va fi destul de reușită pentru activități profesionale. Vei face față tuturor sarcinilor planificate în timp util. Acest lucru îți va aduce bunăstare. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Rac! Ți se trezește brusc seta de iubire universală, vrei să-i mulțumești pe toți cei din jur. O astfel de mentalitate te va determina să nu faci cele mai prudente lucruri. Revinoți! Noile cunoștințe te așteaptă, dar ceea ce vei crește va depinde complet de tine. Ai încredere în intuiție. Săptămâna asta poți auzi multe cuvinte plăcute, laude și complimente. Cel mai probabil motivul pentru toate acestea vor fi victorii noi în carieră, în afaceri sau în dragostea. Totuși, nu toți cei de la care auzi un cuvânt bun îl vor pronunța dezinteresat. Ar fi bine să determin exact cine este prietenul tău adevărat și cine este un amic fals. Dacă ai trecut de 50 de ani, ar trebui să renunți la automedicație, în special cu ajutorul recomandărilor de internet. Dacă ești îndrăgostită, fără nicio rezervă ar trebui să-ți schimbi strategie de comportament. Nu-ți fie teamă să devii un pic mai exotică. Dacă ești căsătorită, poți avea un dezacord în familia. Cea mai probabilă cauză va fi sarcinile gospodărești. La locul de muncă în această perioadă sunt posibile diferite modificări, este posibil ca sarcina să crească semnificativ. Din această cauză va trebui să acorzi mai multă atenție muncii, sacrificând timpul alocat familiei. O astfel de situație este puțin probabil să fie pe placul rudelor apropiate și al unei persoane dragi. Încearcă să menții familia ca o prioritate, deoarece acesta este principalul tău sprijin în viață. Acum este un moment bun pentru a discuta cu copiii. Poți vizita alături de ei un spectacol de circ, puteți merge la grădina zoologică sau doar pentru o plimbare în pădurea cea mai apropiată. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu, pentru tine, săptămâna va aduce perspective de carieră. Dacă ai lucrat neobosit în vara aceasta, poți conta pe o creștere. Renunță la modestie și spune șefului despre rezultate. Inițiativa ta va fi cu siguranță salutată. Principalul lucru este să-ți evaluezi serios poziția și să nu-ți lungești nasul. Astrele promit să-ți ofere multe motive pentru zâmbete. Poate că vei fi mândră de reușitele membrelor mai mici ai familiei, poate că vei vedea pe cântar o cifră prețioasă sau poate că vei fi recunoscută drept cel mai bun angajat la locul de muncă. Săptămâna aceasta nu este bună pentru reforma dragostei este departe de orice conversație dificilă care ar putea determina viitorul căsătoriei sau al romantismului. Dacă ești că nu ți se recomandă să-ți deschizi inima către pasiunile interzise. Este vorba probabil despre relațiile cu o persoană care este deja angajată prin legăturile căsătoriei. Nu va fi depresos să începi să faci un tratament de imunizare. Deși săptămâna te predispune la un număr mare de întâlniri, încearcă să oprești discuțiile goale, altfel nu vei avea timp să faci fața sarcinilor. De asemenea, este important să nu te pulverizezi pe lucrurile mărunte. Alege unul sau două obiective principale și începe să lucrezi îndeaproape la ele. În această perioadă poți fi în mod constant distrasă de la afaceri, mai ales vecinii și rudele depărtate pot avea succes în acest sens. De aceea este important să înveți să spui cu fermitate nu, permițându-ți să fii implicată în rezolvarea problemelor altor persoane. Concentrează-te asupra familiei tale și rezolvă problemele curente. Atunci vei obține rezultatul dorit. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Făcioara. Săptămâna poate fi încordată te poți simți încurcată cum să faci față tuturor problemelor care au căzut asupra ta. Începe simplu, inspira adânc, eliberează încet aerul și calmează-te. După aceea vei putea evalua obiectiv situația și vei înțelege că totul nu este atât de deprimant cum părea inițial. Poate că a venit vremea să învețe să te bucuri de viață. La urma urmei este atât de minunată. Este probabil să nu simți niciun interes pentru afacerile oficiale. Este prevăzută apariția melancoliei. Înțelege de pe tine însă sau discută cu un psiholog. Este important să revii la muncă activă cât mai curând posibil. Este posibil ca în zilele următoare să existe o ofertă tentantă legată de o afacere sau cariera. Dacă ești nemulțumită de tine însă, îți are sens să elaborezi un proiect detaliat cu privire la modul de eradicare a dificiențelor. Nu te plânge de soartă, nu acuza pe cei dragi. Este posibil să simți o dorință puternică de a cumpăra ceva, dar nu vei avea bani pentru asta. Nu ar trebui să obții un împrumut sau să împrumuți bani de la prieteni. Astrele te sfătuiesc să te abții de la cheltuieli mari și să te gândești la modul în care poți economisi bani fără a te angaja. În caz contrar, situația ta financiară se va agrava. Săptămâna aceasta este favorabilă pentru studii, călătorii scurte și contacte cu partenerii. Nu permite să apară dezacorduri în relațiile conjugale, asigură-te că eviți punctele problematice, atunci vei putea ajunge la compromis. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. Este o etapă minunată pentru consolidarea legăturilor de familie. Dacă ai uitat rudele îndepărtate, este timpul să reînnoiești contactul cu ele. Certurile și conflictele nu sunt cele mai bune petreceri, mai ales cu oamenii apropiați. Ai grijă de copii, le lipsește comunicarea cu tine. Sfaturi pentru balanța singură. La sfârșitul săptămânii, între 5 și 6 octombrie, acordă atenție noilor prieteni. Îți poți întâlni sortituri. Mai presus de toate, nu evita comunicarea. În această săptămână este probabil să simți un interes pentru lumea necunoscutului este important să previi tendința de a căuta sensul magic în tot ceea ce depășește limitele rezonabile. Această săptămână te va predispune la luarea de decizii îndrăznețe să manifeste o voință puternică. Cu toate acestea, acțiunile tale nu pot face apel la cei dragi. Drept urmare, dorința ta de autonomie și independență se poate transforma în rebeliune și poate duce la conflict familial. Pentru a evita acest lucru, treci la soluționarea problemelor economice. În această perioadă vei avea noroc în probleme financiare. De asemenea, acesta este un moment bun pentru a cumpăra lucruri utile pentru casă electrocasnice. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion, te vei putea simți singura. Vei crede că ești neglijată, dar acest lucru nu este adevărat. Uneori trebuie să începi să te comporți ca și singură, de exemplu să organizezi o ieșire în oraș cu prietenii. Fii atentă pe drum, sunt posibile situații neprevăzute. Te poate aștepta o surpriză neplăcută. Este posibil ca ceva să se schimbe în rău în afacerile oficiale persoana de care depinde succesul profesional să se îmbolnăvească sau partenerii de afaceri să folosească un înlocuitor. Dacă ești în vacanțe sau la pensionare, ești susceptibilă de a experimenta sentimente negative din cauza comportamentului unui membru al familiei. Cel mai probabil o sumă destul de mare va fi cheltuită din vina acestei persoane sau vor apărea alte tipuri de probleme. Pozitiv este de așteptat datorită noilor cunoscuți, călătoriilor scurte și în încercările de a reîmprospăta ușor aspectul. În același timp, poți simți restricții privind libertatea de acțiune. Este posibil ca acest lucru să fie asociat cu o deteriorare a stării de bine. Acordă o atenție specială sănătății tale, îmbracă-te în funcție de vreme și nu intra în contact cu pacienții de la boli infecțioase. Sunt posibile și alte opțiuni de limitare. De exemplu, nu vei putea face ceva din cauza unor promisiuni sau a aranjamentelor existente. Această săptămână este favorabilă manifestărilor creative, hobby-urilor, divertismentului. Dacă ești căsătorită, tendința de înțelegere reciprocă se va intensifica. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, Întreaga săptămână o vei fi dedicat unor chestiuni complet lipsite de importanță. În sfera profesională nu vor fi schimbări, iar la domiciliu doar mici probleme interne plictisitoare care însă trebuie să fie abordate. Îți este recomandat să te odihnești. Cel mai bine este să mergi într-o călătorie, dar dacă nu este încă posibil, măcar mergi la o cafenea cu cineva. Săptămâna aceasta nu este recomandat să dai nimănui sfaturi. Există riscul ca, din vina recomandării subiective, persoana pe care dorești să o ajuți să devine și mai confuză. Concentrează-te pe treburile familiei. Este posibil să fii nevoită să-ți faci griji pentru viitorul unei rude mai tinere, să cauți un medicament scump pentru un membru al familiei mai în vârstă sau să ajungi urgent la medicul veterinar. Ar trebui să analizezi din nou calea de viață aleasă. Poate că lipsa ta de personalitate necesită ajustare. O petrecere zgomotoasă este prevăzută în weekend. Dorința ta incontrolabilă de a obține totul și imediat se poate transforma într-un eșec complet, mai ales când vine vorba de finanțe. Chiar dacă nu ești mulțumită de nivelul veniturilor, nu ar trebui să-ți investești banii într-un proiect riscant. În această perioadă, emoția se poate intensifica. Cu toate acestea, nu este recomandat să vizitezi cluburi de jocuri sau să participi la loterii, deoarece riști să pierzi ultimele economii. Îndreaptă-ți eforturile către îmbunătățirea calității tale psihologice, încearcă să înveți cum să reglezi independent funcțiile interne ale corpului prin practici spirituale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn, nu ar trebui să te relaxezi, situația se va schimba într-un mod atât de neașteptat încât va trebui să fii în alertă tot timpul. Te așteaptă atât momente pozitive cât și negative. Săptămâna aceasta nu mere riști. nu este recomandat să împrumuți bani de la rude, dar este momentul potrivit pentru a merge la dentist. Nu vei fi ferită de pierderi minore. Aceasta este o prognoză literală, adică ar trebui să-ți fie frică de pierderea unor lucruri, bani și documente. Mai norocoasă vei fi dacă tocmai ai început un roman sau ai înregistrat o căsătorie. Ești sortită să înnoți în oceanul romantismului. În ceea ce privește finanțele, nu este prevăzut nimic care ar putea afecta veniturile corente. În un weekend are sens să vizitezi o rudă singură sau un prieten care este trist din cauza unui divorț. Dorința ta puternică de a realiza ceva semnificativ în viață poate apărea împotriva unei rezistențe la fel de puternice din mediul extern. Circumstanțele îți pot împiedica dezvoltarea. Nu este exclusă apariția contradicțiilor în relațiile cu superiorii și rudele apropiate vei putea găsi o înțelegere completă acum doar cu prietenii. În conversațiile cu ei îți poți reîncărca bateriile, poți obține încrederea în viitor și vei primi sprijinul moral de la care ai nevoie. În conversațiile cu ei îți poți reîncarca bateriile, poți obține încrederea în viitor și vei primi sprijinul moral de care ai nevoie acum. În ciuda dificultăților actuale, acum trebuie să te gândești la viitor și să faci planuri. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Vărsător Incredibil, dar vei începe să iubești viața plină de romantism însă această idilă are o parte flip-flop. Partenerul tău va fi în același timp gelos. În astfel de situații, stai calm și fii deosebit de generoasă în mângâierea ta. Acest comportament te va ajuta la evitarea unei pauze. Ești cu iubitul în oraș, distracția vă va aduce plăcerea amândurora. Îți este contraindicat săptămâna aceasta să te implici în orice fel de conflict. Șansa de a câștiga într-una sau altă bătălie verbală nu este deloc mare. Mai mult decât atât, este foarte probabil ca ceea ce se întâmplă să te urmărească mult timp. Mai puține cuvinte, mai multe fapte. Iată principalul slogan pentru zilele următoare. După ce vei fi pus zel maxim în problemele profesionale, există șansa de a intra în top. Dacă lucrezi pentru tine însă, ți nu ar trebui să renunți la ideile creative. Este important să calculezi până la cel mai mic detaliu toate variantele posibile ale evenimentelor. Sub interdicție se află toate mâncărurile dubioase. Planurile tale pentru călătorie pot fi perturbate. Poate că motivul va consta în dificultăți în obținerea documentelor. De exemplu, ți se poate refuza o viză sau ți se poate amâna eliberarea pașaportului. Este de asemenea un moment destul de Interesant pentru lucrul intelectual. Nu poți face față sarcinii crescute, ceea ce va duce la o întârziere. Cea mai reușită direcție în această perioadă este activitatea profesională, cariera și finanțele. Vei putea să-ți mărești veniturile, să faci achizițiile dorite. Cel mai probabil, relațiile cu rudele apropiate se vor îmbunătăți în această perioadă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești! Ar trebui să te pregătești pentru o concurență ridicată. Nu ești pregătită să lupți pentru un loc în soare? Nu intra în conflicte, comportă-te modest și nu te încurca cu proiecte noi. Această abordare te va ajuta să menții liniștea sufletească și bunăstarea. La sfârșitul săptămânii, în perioada 5-6 octombrie, fii atentă la favoarea sorții pentru tine. Te așteaptă o surpriză încântătoare. Cu toate acestea se poate agrava nemulțumirea față de tine însăți. Poate că vei întocmi imediat un plan de pierdere în greutate, poate că vei cumpăra un abonament la un centru de fitness sau poate că vei începe antrenamentele acasă. Norocoasă vei fi dacă decizi să-ți asumi responsabilitatea pentru viața ta. Nu-ți fie teamă de schimbările mari, mai ales dacă ești nemulțumită de muncă. În relațiile amoroase ar trebui să acționezi ca un strateg înțelept ajustează situațiile astfel încât acestea să ducă la rezultate productive de nou. Ferește-te de escroci la telefon și de vraci, persoane care îți promit că lagă sau dezleagă. Stelele te sfătuiesc să te concentrezi pe extinderea orizonturilor tale. Abilitățile tale intelectuale vor fi la vârf, astfel încât să poți reuși să înveți ceva nou. Călătoriile lungi vor avea succes. Cel mai problematic subiect al săptămânii poate fi problema financiară. Dacă ai datorii, dificultățile în plata dobânzii la împrumuturi nu sunt excluse. De asemenea, acesta nu este cel mai bun moment pentru a împrumuta bani, în special prietenilor. În caz contrar, certurile și chiar despărțirile nu sunt excluse. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!